Bună seara, bine v-am găsit la Cutia Neagră Plus. Urmarea unui șantaj dur și presiuni fără precedent. În 2015, Republica Moldova a ajuns să procure energie electrică de la o companie anonimă conectată la fostul lider nerecunoscut de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc. Schema de procurare a curentului electric de la centrala de la Cuciurgan, prin intermediul unei companii căpușe de la Tiraspol, Energo Capital, a fost investigată încă din 2015 de către procurorii moldoveni, dar dosarul a fost trecut pe linie moartă, iar apoi a dispărut. Cutia Neagră a reușit să facă rost de mai multe informații documentate de ofițerii SIS, care demonstrează implicarea unor deputați, miniștri, șefi de întreprindere de stat, dar și, așa zis, oficiali din stânga Nistrului, în schemă. Totul a început în octombrie 2014, când la Tiraspol este înregistrată societatea pe acțiuni Energo Capital. Oficial, în acte fondatori ai firmei, erau două alte companii ale căror beneficiari se ascundeau în offshore-uri din Belize și Hong Kong. Presa de investigație și experții în domeniul energetic au afirmat de mai multe ori că beneficiari ai companiei erau politicienii beligeranți Evgeni Șefciuc și Vladimir Plahotniuc. Cei care se ocupă însă de administrarea ei, planificarea, organizarea și aplicarea schemelor erau controversatul deputat moldovean Vladimir Andronachi, om de încredere al lui Plahotniuc, și Iuri Melnic, consilierul așa zisului președinte de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Energo Capital a trecut cu viteza luminii prin toate procedurile de înregistrare la Chișinău, iar la 4 zile de la fondare, pe 20 octombrie 2014, ANRE i-a eliberat și licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife nereglementate. La 1 decembrie 2014, cu acordul Interrao, așa numită Moldavskaya Gres din stânga Nistrului, a încheiat un contract cu Energo Capital prin care s-a obligat să producă energie din gazul livrat prin intermediul Energo Capital. Astfel, centrala de la Cuciurgan obținea profit doar din serviciile prestate de prelucrare a gazelor naturale. De asemenea, centrala i-a acordat Energocapitalului dreptul de a fi unic furnizor al energiei pe care o produce. Folosind această schemă, Energocapital a ajuns în topul celor mai mari contribuabili ai regiunii transnistrene, devansând chiar și renumita companie Șerif. În 2015, Energo Capital a achitat impozite din venituri de peste 15 milioane de dolari, iar la final de an a înregistrat un profit de peste 18 milioane de dolari. Peste 6 luni de la fondare, pe 1 aprilie 2015, Energo Capital a dat prima lovitură pe piață. Având suportul politic de la Chișinău și susținerea unei înalte funcționare a gigantului rus Interrao, Karina Țurcan, compania a forțat grupul Gaz Natural Fenosa să cumpere energie de la centrala de la Cuciurgan, având ca intermediar Energo Capital la un preț cu 30% mai mare decât cel oferit de compania ucraineană Ditec Power Trade. Cutia Neagră Plus a intrat în posesia unei înregistrări telefonice dintre Vladimir Andronachi și Iuri Melnic, purtate a doua zi după semnarea contractului. În discuție, deputatul moldovean care a participat la negocierile cu Gaz Natural Fenosa raportează cu mândrie consilierului lui Șefciuc cum a reușit să-i strângă la zid pe cei de la Fenosa, recurgând la șantaj și amenințări cu dosare penale. Здравствуйте! Добрый день, поздравляю вас. Я смотрю, мне звоните, думаю, может быть, вы настолько доверяете, что уже и не проверяете, или как? Не, ну, во-первых, доверяю это 100%, до разговора нет. А второе, я с утра у врача, вот только сейчас вышел, занимался здоровьем. Юрий, да. Послушайте меня, вот, человека моложе, ну, не знаю, доверяете, не доверяете. Езжайте в Австрию, не теряйте время. Думаешь? Да. Будем знаете, решать. Во сколько мы подписали договор? Сказали в 4 утра. 4:20 утра, да. Охереть. Короче, ломали так, что уже готовили их, что на них будут уголовные дела за контрабанду электроэнергии с Украины, имея договор с Украиной. Короче. Я понял. Только что мы не использовали вчера ночью. Видишь, а я ночью где-то заснул в 11 и спал.
Ну, ничего страшного. Меня разбудил Ширма в 8 утра. И вижу тоже голос такой замученный. Он же тоже крупный мужчинка. Да. Такой, говорит, Юрий Алексеевич, говорит, доллар подписан, мы не понижаемся. А я же говорил тебе, да, что когда уже было где-то 22, позвонила Карина. Ага. И говорит, в принципе, мы на ночь идем на снижение. И утром, если договора нет, говорит, мы не повышаемся. Uh-huh. Я говорю, Карин, ну хоть бы там письмо написать как-то этот. Она говорит, нет, других вариантов нет, просто я знаю этих людей. И этот самый. То есть она была ложная. Мы с Кариной разыграли там такое. Я с этой стороны, она с той стороны. Короче, мы с Кариной вчера общались полночи. Все вырабатывали стратегии. Сжали им яйца со всех сторон. Над ними так не издевался никто никогда. Я более чем уверен. То есть это была премьера, они в... Они, во-первых, начали все истерить. И рядовые работники, и Сильвия, и испанцы. Короче, в определенный момент у них такая истерика была, что они были готовы. Но в определенный момент, как обычно, Дима с Ширмой могли поделить 2 часа одну формулу, чтобы вы понимали. Я уже ржал, говорю, вы не охуели. Говорю, мы эту в киносу, они на карачках уже платят нахуй, просят, пожалуйста, давайте подписать побыстрее. Они просят, а мы не подписываем, потому что вы не можете поделить. Все как всегда, да? Ну, слава богу, все хорошо. Ну, нет, все слава сделали. Богу, да, на годик у нас все в порядке. Я поздравляю вас, спасибо. И это очень здорово, да. Сейчас главное ваше здоровье уже. Ну, будем заниматься, потому что что-то... Прошлый четверг все хорошо, сегодня уже плохо. Я позвонил уже в Киев, ну, в общем. Девочки, давайте в эту... А, ну, давай, я завтра уже приеду. Виду ваш более румяный, чем вчера. Гуляете? Ну, да, я сегодня с утра проснулся и погулял. Быстренько сейчас в парк у нас. Угу. И у Комсомольского озера вместе с водителем взяли чуть-чуть семечек. И вокруг парка гуляете. Влад, я сегодня сдал кучу анализов, я еще не завтракал, не обедал, не издевайся над человеком. Дай хоть постного борща поесть. Ну, идите кушайте борщ и гулять. Все, спасибо. Завтра жду вас, если что, на месте все организуем ваш съезд. Хорошо, давай. Ну, вы посмотрели машиной, это, собственно, 900 километров до Вены. Через Румынию. Это еще 2300. Я ехал. Тем более, что вы с водителем. Вы поставили себе фильмочек, смотрите и едете. И остановились на выезде из Румынии, а оттуда уже на второй день рукой подать. Вас встретит мой хороший друг. Хорошо, завтра жду в Кишине. Спасибо. În acea operațiune nocturnă despre care vorbește Vladimir Andronachi, pe atunci deja deputat al fracțiunii PD, a participat activ și președinta Consiliului Conducătorilor Interrao, Carina Țurcan. În octombrie curent, aceasta a fost condamnată definitiv în Federația Rusă la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Republicii Moldova. Potrivit autorităților ruse, Țurcan ar fi transmis serviciilor speciale de la Chișinău informații despre proiecte importante de energetică ale Rusiei, care constituiau secret de stat. Țurcan a negat întotdeauna aceste acuzații. Признать Цуркан Карину Валерьевну виновную и назначить ее наказание в режиме особого срока на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Până a ajunge la Interrao, Carina Țurcan a activat la Union Fenosa ca director al departamentului juridic, iar ulterior la centrala de la Cuciurgan, de unde a și fost propulsată la concernul rus în 2007. În cadrul negocierilor cu Fenosa, Carina Țurcan a avut rolul de a șantaja responsabilii de la Fenosa, că, în cazul nesemnării contractului în condițiile propuse de ei, centrala de la Cuciurgan va micșora tensiunea energiei electrice produse, fapt care, automat, trebuia să provoace extragerea nesancționată a electricității din rețelele ucrainene, fără a avea vreo înțelegere prealabilă cu țara vecină.
iar conducătorii Gas Natural Fenosa urmau să se pomenească cu dosare penale pentru contrabandă cu energie electrică despre micșorarea tensiunii produse la Cuciurgan, spune Expres Melnic în înregistrare. Мені розбудив Ширма в 8 утра, і вижу теж голос такий замучений, він же теж крупний мужчинка. Да. Такой, говорит, Юрий Алексеевич, говорит, доллар подписан, мы не понижаемся. А я же говорил тебе, да, что когда уже было где-то все 22, позвонила Карина и говорит, в принципе, мы на ночь идем на снижение, и утром, если договора нет, а, говорит, мы не повышаемся. Din înregistrare reiese că la negocierile cu Fenosa au mai participat în acea noapte directorul centralei de la Cuciurgan, Alexei Șima, șeful întreprinderii de stat Moldelectrica, Ghenadi Dimov, iar din partea companiei Gaz Natural Fenosa, Silvia Radu, directoarea companiei. Apropo, Radu și-a dat demisia de la Fenosa peste 6 luni de la semnarea acelui contract. Ulterior, aceasta s-a implicat în activități politice fiind susținută direct sau indirect de Partidul Democrat. În calitate de candidată la alegerile prezidențiale din 2016, apoi de primar interimar al municipiului Chișinău și, în sfârșit, ministra sănătății în guvernul Filip. Contactată de reporterul Cutiei Negre, Silvia Radu a negat că ar fi participat la acele negocieri nocturne și spune că nu s-au făcut presiuni și nu a fost șantajată cu dosare penale. Compania Unio Fenosa, când eu am condus-o, niciodată nu a avut nicio relație cu Energo Capital. Eu nu am participat la negocieri cu Energo Capital și vă zic încă o dată că nu am avut nicio relație cu Energo Capital. Dar asupra dumneavoastră s-au făcut presiuni sau a existat un șantaj pentru a fi semnat acest contract? Că vor să fi inițiat un dosar penal? Au existat așa discuții? Eu nu am fost amenințată că o să fie deschis dosar penal, fiindcă dosar penal trebuie să deschizi în baza unui motiv și nu au existat motive pentru ca eu să fiu șantajată. Atâta timp cât eu am fost la conducere Gaz Natural Fenosa, toate contractele au fost semnate cu întreprinderile legale de stat, niciun offshore, și tot a fost în cadrul legal existent. Mai atunci am semnat cu Energocomo. Și Energocomo este întreprindere din stat. Anterior, Silvia Radu a oferit mai multe detalii despre contractul din 2015 în timpul dezbaterilor electorale pentru alegerile prezidențiale din 2016. Întrebată atunci despre energia electrică procurată de la intermediarul Energocapital, Radu la fel a negat că ar fi semnat vreun contract cu aceștia. Atunci când eu eram președinte la compania Gaz Natural Fenosa, s-au apropiat de noi reprezentanții ale acestei companii pentru a încheia un contract cu noi de livrare a energiei electrice. Poziția mea, precum și poziția companiei, a fost categoric nu, fiindcă Nu poate o companie internațională care respectă legislația și transparența în această țară să-și permite să încheie un contract cu un intermediar, mai ales înregistrat într-o zonă offshore. Atunci, poziția noastră a fost că noi vom continua să avem contracte cu furnizorul principal, care este stația electrică de la Cuciurgani. Era foarte important pentru mine personal și pentru compania care eu reprezentam, ca toate contractele care țin de livrări către consumatorii Republicii Moldova să fie transparente, să fie cu persoane juridice legale înregistrate și recunoscute conform legislației, evitând interpretări de genul offshore sau alte noțiuni care nu corespund cu politica de etică și corectitudine a unei companii internaționale. La rândul său, compania Premier Energy, succesoarea Gaz Natural Fenosa, ne-a răspuns că de-a lungul anilor, procesul de achiziție a energiei electrice a fost și rămâne încă a fi o chestiune destul de complicată din cauza conjuncturii pieței de energie din Republica Moldova, a lipsei diversificării resurselor energetice, precum și utilizarea resurselor administrative din partea diferitor grupuri de interes, care au profitat și tergiversat soluționarea deficiențelor pieței energetice în interes propriu.
În aprilie 2015, compania a semnat contractul de achiziție a energiei electrice direct cu centrala electrică de la Cuciurgan. Responsabilii de la Premier Energy evită să spună dacă în relația lor cu centrala de la Cuciurgan a fost sau nu implicat intermediarul Energocapital. Cutia Neagră a încercat să contacteze toate persoanele prezentate la negocierile din noaptea de 1 aprilie 2015, dar nu ne-au răspuns la telefon. Fostul director general al ANRE, Victor Parlicov, confirmă că a aflat ulterior despre presiunile și șantajul la care au fost expuși reprezentanții FENOSA pentru a procura energie electrică la condițiile stabilite de Energocapital. Premier Energy a opus rezistență, cu adevărat. Eu, pe de altă parte, ei totuși sunt companii comerciale. Și scandalurile, scandalizarea opiniei publice, nu sunt instrumentul de lucru a unei companii comerciale. Eu cred că au fost careva demersuri oficiale, dar în spațiu public ei nu prea au mers cu scandalizarea opiniei publice cu un subiect sau altul. Neformal, sigur că noi când discutam cu reprezentanții companiei, o bună parte din informațiile care s-au vehiculat și care au fost confirmate inclusiv personal de Andronache prin aceste convorbiri telefonice, mi s-au spus. Dar iarăși, știți, îți spune cineva care-i proba. Adică poți să-l crezi sau poți să nu-l crezi. Faptul când asta e confirmat de nemijlocit protagonistul, după mine asta e deja un fapt confirmat. Schema de furnizare a energiei electrice în Republica Moldova prin intermediul firmei căpușă Energocapital a fost deconspirată în timp ce oamenii legii documentau alte activități suspecte din regiunea transnistreană. Potrivit unui răspuns oferit Cutiei Negre de către procuratură, încă în noiembrie 2013 a fost pornit un dosar penal pe fapte grave. Planificarea unui război, spionaj și uzurparea puterii de stat, uzurparea unei formațiuni paramilitare, crearea și conducerea unei organizații criminale, fabricarea și comercializarea ilegală a armelor și munițiilor. Materialele operative acumulate în cadrul acelui dosar au scos la iveală faptul că regimul de la Tiraspol și-a găsit un mecanism de finanțare prin intermediul companiei Energocapital. Oamenii legii atenționau că schema cauzează statului prejudicii în proporții deosebit de mari, dar exista și riscul prejudicierii imaginii Republicii Moldova în domeniul relațiilor economice externe, deoarece beneficiarii afacerii intenționau să-și extindă activitatea în Ucraina și România. Despre soarta acelui dosar penal vă spunem mai târziu. Iar la scurt timp după fondare, în noiembrie 2014, compania Energocapital, care obținuse dreptul de a fi unic furnizor al energiei produse de centrala de la Cuciurgan, a încheiat un acord oficial de furnizare a energiei către Ucraina. Ar fi fost vorba despre circa 250 de megawați la preț de 5,8 cenți pentru un kilowatt-oră. Mult mai ieftin decât prețul pe care îl propuneau jumătate de an mai târziu celor de la gaz natural FENOSA. Estimativ, firma căpușă urma să câștige din acest contract cu ucrainenii cel puțin 6 milioane de dolari. Potrivit unor informații documentate de SIS la negocierile de la Kiev de semnare a acestui acord, au participat consilierul lui Șefciuc, Iuri Melnic, Carina Țurcan, șefă la Interrao, Iulia Covaliv, membră a Comisiei Naționale pentru Reglementarea Domeniului Energetic al Ucrainei, Boris Loșkin, șeful administrației președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, și deputatul PD Vladimir Andronachi, dar, de această dată, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei al Republicii Moldova. În perioada vizată, ministru al economiei era democratul Adrian Candu, iar actualul director al ANRE, Octavian Calmâc, era viceministru al economiei pentru cooperare economică internațională. I-am sunat pe ambii pentru a-i întreba de ce a fost delegat atunci deputatul Vladimir Andronachi din partea Ministerului Economiei la negocierile de la Kiev. Calmâc nu ne-a răspuns la telefon nici la mesajul pe care i l-am scris, iar Candu avea telefonul deconectat. Ultimul nu a fost de găsit nici pe rețelele sociale.
lui Boris Loșkin, care s-a retras între timp din politică și a revenit în business, fiind în topul celor mai bogați ucraineni, i-am trimis de asemenea un mesaj pe Facebook în care l-am întrebat despre negocierile din 2014 cu Energocapital, dar acesta nu ne-a răspuns. Nu a reacționat la mesajul nostru nici Iulia Kovaliv, care până în octombrie curent a deținut o funcție publică fiind șefa Consiliului Național pentru Investiții de pe lângă președintele Ucrainei. Revenind la deputatul Vladimir Andronachi, potrivit informațiilor SIS ajunse în posesia cutiei negre, acesta a purtat în 2015 negocieri din numele Energocapital și cu reprezentanții mai multor firme distribuitoare de energie electrică din Ucraina pentru încheierea unor eventuale contracte de livrare a energiei de la centrala din regiunea transnistreană. Fostul director al Energocapital, Mihail Dobrov, a recunoscut anterior într-un interviu acordat unei televiziuni din stânga Nistrului că firma voia să vândă energie și în alte state. Iar pentru a putea să-și desfășoare activitatea în exterior, în acționariat au fost incluse companii offshore, deoarece regiunea transnistreană nu este recunoscută pe plan internațional. Da, mă zaregistrăm în Pridnistrui, pentru că noi aici facem deținere. Noi aici zacazăm electroenergie, facem. Но акционеры зарегистрированы в офшоре, то есть эта компания как международная позиционируется. Это позволяет нам выходить spăcoană rânăc. Sursele cutiei negre susțin că dosarul în care a fost condamnată penal în Rusia Karina Țurcan pentru spionaj ar avea legătură anume cu aceste încercări întreprinse de Energocapital de a vinde energie electrică în Ucraina exact în perioada conflictului armat din țara vecină, apărut după anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Procuratura a refuzat să ofere detalii despre dosarul penal în cadrul căruia a fost documentată schema frauduloasă de achiziție a energiei electrice prin intermediul Energocapital. Cauza penală nominalizată a fost pornită la 20 noiembrie 2013 de către Procuratura Generală pe fapte de pregătire a unui război, organizarea unei formațiuni paramilitare și participarea la ea, crearea și conducerea unei organizații criminale, fabricarea și comercializarea ilegală a armelor și munițiilor, spionajul și uzurparea puterii de stat. Având în vedere specificul faptelor infracționale investigate în conformitate cu prevederile legii cu privire la secretul de stat, toate actele din cauza penală au fost clasificate cu parafa secret. Ținând cont de principiul confidențialității urmăririi penale, precum și protecția datelor cu caracter personal, suntem în imposibilitatea de a vă furniza careva date cu referire la obiectul investigațiilor, participanții la prezentul proces penal și acțiunile de urmărire penală efectuate în cauza penală. A răspuns P.C. Cox la solicitarea cutiei negre. În căutarea unor detalii despre acel dosar penal, Cutia Neagră l-a contactat pe ex-procurorul pe cazuri excepționale din cadrul Procuraturii Generale, Ruslan Cașu, care a inițiat atunci dosarul penal. Fostul procuror ne-a oferit câteva detalii. În final au fost adunate acolo multe zeci de volume, dacă înțelegeți asta, cauza penală, da? S-a făcut una foarte mare, deci informațiile tot timpul erau prezentate de către Serviciul de Informații de Securitate, pentru că nu procurorul se ocupă de investigații de astea speciale. În baza probelor administrate la etapa inițială s-au constatat că un grup de persoane din anturajul liderului politic din regiunea transnistreană, inclusiv cu participarea unor cetățeni cu funcții de demnitate publică de la noi, din autoritățile noastre constituționale, au pus la cale și au creat această schemă. Ați ajuns la etapa în care să chemați, să intervievați vreo persoană sau nu s-a ajuns la etapa asta? Am înțeles. Și vreau să vă spun că în 2015 eu am fost transferat într-o altă subdiviziune a Procuraturii Generale, respectiv toate dosarele din gestiunea oricărui procuror care se transferă rămân acolo în subdiviziunea precedentă, cum ar fi. Ulterior, ca și tot publicul probabil am aflat în baza unor comunicate de presă făcute de Procuratura Generală despre faptul că subiectul schemei energetice a fost disjuns, separat de dosarul de bază, într-o procedură aparte.
Apoi am aflat că au fost audiați experți în energetică. S-a ajuns la concluzia că nu există probe. Am zâmbit un pic așa în mine, mi s-a părut foarte straniu. Zâmbit de ce? Pentru că la etapa în care eu am transmis dosarul în legătură cu transferul într-o altă subdiviziune în Procuratură Generală, acolo deja erau informații suficiente deja pentru a cita persoane, anumite persoane, pentru a le formula niște acuzații preliminare. L-am contactat și pe fostul procuror Vladimir Moșneaga, care preluase dosarul Energocapital de la Cașu, pentru a-l întreba detalii. După ce i-am spus subiectul, acesta ne-a promis un scurt interviu mai târziu, dar nu ne-a mai răspuns la apeluri și la mesaje. Stați după 15-15 am dat un apel și vedem. Potrivit surselor TV8, dosarul ce vizează Energocapital, care a fost separat de cauza penală inițială în care erau investigate acțiuni periculoase din stânga Nistrului, s-a pierdut în mod misterios în timpul mutării procuraturii în noul sediu. Un răspuns în acest sens nu avem de la procuratură, dar Ruslan Cașu ne-a confirmat informația. Eu am fost solicitat anul trecut de către noua conducere a procuraturii generale, referitor la mai multe cauze penale. Pentru că dumneavoastră, când au preluat conducerea inclusiv acestei subdiviziuni, nu au găsit nimic, nici registre de evidență a dosarelor, nici însăși propriu-zis dosarele și așa mai departe. Deci eu nu am putut să le prezint informații așa pe sport de hârtie, să zic, pentru că nici nu le-am. Le-am dat niște indicii, însă nu știu cu ce s-a terminat. Când a apărut scandalul și când inclusiv eu și cu Sergiu Tofilat am făcut conferință de pliesă la subiectul Energocapital, când a apărut scandalul în stânga Nistrului, a fost public scoasă un șir de informații cum Energocapital plătește dividende prin băncile, dacă nu greșesc, era vorba de Victoria Bank atunci, deci prin băncile din Republica Moldova. Acum, întrebarea mea, noi atunci am făcut conferință de presă și am sesizat procuratura să verifice dacă aceste tranzacții, nu am spus nimic altceva, am spus verificați, vă rog, dacă aceste tranzacții se încadrează în legislația de prevenire a spălării banilor și să verifice care e proveniența surselor de bani. Nu și cu procuratura au făcut cel mai, spunem, bun lucru care puteți să-l facă, dat un comunicat de presă. A doua zi a dat un comunicat de presă după ce ne-au audiat, ne-au chemat la audieri și după ce ne-au audiat a dat un comunicat de presă că experții nu au adus probele că au fost bani furați sau bani spălați sau Energocapital a încălcat ceva. Stați-o leac, eu ca expert și poate să vă aduc și învinuiți în cătușe și ce vă mai fac. Noi am sesizat o problemă și faptul că procuratura, care la momentul acela, dacă nu greșesc eu, asta era aproximativ anul 2017, dar atunci deja tot cu certitudine era sub controlul direct al lui Blahotniuc. Și dacă procuratura în timpul acela a reacționat în felul ăsta, eu n-am niciun dubiu că acoperirea era de la Blahotniuc. Timp de 2 ani cât a funcționat schema de livrare a energiei electrice de la Cuciurgan prin intermediul Energocapital, beneficiarii ascunși în offshore-uri au încasat 10 de milioane de dolari ca dividende de la firma Căpușă, doar pentru perioada aprilie-decembrie 2016, Ornamentala Art Limited din Hong Kong, care, potrivit CIS-ului, aparține lui Vladimir Andronache, a încasat dividende sumă de 16 milioane de dolari. Banii au fost transferați din contul Energocapital deschis la Victoria Bank după ce judecătoria Căușeni a admis în ianuarie 2017 o cerere a offshore-ului de încasare a dividendelor de la Energocapital în sumă de aproape 181 milioane de ruble transnistrene. Toate dividendele i se cuveneau offshore-ului Ornamental Art Limited, deoarece al doilea acționar al Energocapital, firma de la Tiraspol Bass Market, fusese lichidată de câteva luni. Informațiile despre transferurile făcute în offshore către Ornamental Art Limited au fost făcute publice de așa numita Bancă Națională a Regiunii Transnistrene, care a dat în judecată Energocapitalul pentru încălcarea legislației privind controlul valutar. Aceasta trebuia să vândă în băncile din stânga Nistrului toată valuta obținută din exportul de energie electrică.
437 de milioane de lei, dar a convertit în dolari cea mai mare parte din sumă și a transferat direct în contul de la Victoria Bank spre offshore. Instanța de judecată a decis să aplice o amendă Energocapitalului în mărime de 124 de milioane de lei, adică jumătate din suma valutei pe care trebuia, de fapt, să o aducă în stânga Nistrului potrivit legislației. Despre încasarea dividendelor de la Energocapital de către offshore-ul Ornamental Art Limited a vorbit anterior și fostul avocat al lui Vladimir Filat, Igor Popa. Prezent în platoul emisiunii Cutia Neagră, Popa a prezentat o schemă care arăta câți bani a primit offshore-ul și unde i-a direcționat mai departe. Cu o parte din bani ar fi fost cumpărat un hotel în Miami. Popa afirmă că Plahotniuc era beneficiarul. Mi-ați trimis o schemă care spuneți că demonstrează cum Plahotniuc ar fi beneficiat din banii din Energocapital, cunoscuta companie. Deci, acest document mi-a fost transmis și mie. Sursele care ne-au informat ne-au spus că, de fapt, Plahotniuc ar fi beneficiarul acestor companii și hotelul care îl vedeți acolo sus, cumpărat, era aparține. Eu nu am alte probe decât acest document. Ce fel de hotel? Păi scrie acolo, uitați-vă sus. Este un hotel în Miami, cumpărat din banii obținuți din de pe spatele consumatorilor. Deci, asta e tot ce am primit și eu. Nu cunosc dacă nu am mai mult detalii decât atât. Abia în ianuarie 2019, activitatea firmei Energocapital a ajuns în vizorul Inspecției Financiare din Tiraspol, care a pornit un control fiscal și a cerut firmei să prezinte actele contabile pentru toată perioada de activitate din 2014 până în 2019. Firma nu a prezentat nimic și a fost amendată. În noiembrie 2019, așa numiți judecători din regiunea transnistreană au admis cererea Inspecției Financiare și au decis lichidarea companiei Energocapital. Schema de vânzare a energiei electrice prin Energocapital a funcționat în perioada 2015-2017. După ce în presă au apărut mai multe investigații despre firma căpușă, schema a fost sistată. Despre Energocapital, compania căpușă prin care statul a cumpărat, adică companiile din furnizare energiei electrice din Republica Moldova au cumpărat energie electrică timp de mai mulți ani de la centrala de la Cuciurgan. Discutăm cu invitatul din această seară din studio, domnul Sergiu Tofilat, vicepreședintele Partidului Schimbării și expert în domeniul energetic. Bine v-am găsit. Bun, bine ați venit. Domnul Tofilat, v-am invitat pentru că în perioada 2016-2017 dumneavoastră ați vorbit mult despre această companie căpușă Energocapital, ați vorbit mult despre această schemă, ați bătut clopotele să se audă și nu știu dacă este aportul dumneavoastră sau nu, dar în 2017 schema s-a oprit. Vreau să discutăm despre mai multe aspecte. Primul este despre dacă dumneavoastră ați reușit să vă dați seama încă atunci cine coordona această schemă și dacă această schemă putea să se desfășoare una absolut nefirească, deci aparent Plahotniuc era în relații foarte proaste cu Rusia, Plahotniuc era în relații proaste cu cei din stânga Nistrului. Aici vedem o simbioză fantastică. Ați putut să vă dați seama cum funcționa schema, cine participa, dacă exista acceptul Moscovei? Bun, schema asta am deconspirat-o din curiozitate, să spunem așa, întâmplător. În 2015 vara, dacă vă aduceți aminte, se discutau, au fost majorate tarifele și la energie și la gaz, erau proteste. Principala componentă din tarif era prețul de achiziție a energiei electrice. Da. Și am văzut că în tarif era 6,8 cenți pe kilowatt, deci 68 dolari megawatt. La mine a apărut curiozitatea. 68 dolari, așa și era. Mie mi-a apărut curiozitatea să văd cât e costul de producere, de la cine noi cumpărăm, cât pe dânșii cost.
Pe site-ul la centrala termoelectrică moldovenească sau moldavscă grăsă erau doar rapoarte tehnice, în schimb pe site-ul, să numim așa, acționarului Interrao, deci compania rusească care controlează, pentru că noi nu recunoaștem privatizarea făcută de Interrao în stânga Nistrului, a centralei Moldgrăs. Deci pe site-ul la Interrao sunt rapoarte. Pentru că e companie publică, acțiunile se listează la bursă. Acolo am găsit care sunt vânzările la subdiviziunea lor din Transnistria, la Moldavscă Grăs. Rublele le convertim în dolari, împărțim la cantitate și primim prețul de 1,8 cenți per kilowatt. Dar în tarif era 6,8. Și stai un pic, 5 cenți pe kilowatt e profitul la compania asta? Nimic s-a părut straniu. Deschidem rapoartele ANRE, vedem cât energie Moldova procură, sunt vreo 3 miliarde de kilowatt. Și zic, să primești o sumă totală de, pe an, 150 de milioane de dolari. Deci, și eu lucrurile astea pur și simplu le-am plasat pe Facebook. A doua zi, deci asta era pe 30 septembrie 2015, a doua zi toată presa vuia. Am avut acea intervenție la Interpol, unde am povestit și cum. Peste o săptămână, la emisiunea Interpol. La emisiunea Interpol, da. Aveți dreptate. Peste o săptămână, ies în conferință de presă Cogemiti Andreea, și Cogemiti, viceministrul economiei, să povestească că, de fapt, Tofilat n-are dreptate și așa 5 cenți e costul gazului. Ok. Spuneți, vă rog, eu le-am făcut după aia o solicitare de informații, am colectat 4.000 de petiții când erau protestele în Piața Mare a Adunării Naționale. 31 octombrie 2015, Ministerul Public răspuns. Deci întrebările erau câteva. Cine dă gaz în Transnistria și când ultima dată Transnistria a achitat gazul? Și care era datoria la 1 ianuarie și la 1 iulie 2015? Eu răspunsurile deja le aveam și așteptam ca ei să dea confirmare în scris, să mintă și să-i prindă. Ei au cedat și au recunoscut că da, Transnistria într-adevăr nu plătește gazul. Pentru mine atunci a fost o descoperire, că Transnistria nu plătește gazul. Dar Energocapitalul, când l-a descoperit în schemă? Practic atunci când se discutau tarifele la Andreea. Putea Energocapitalul să ajungă, să aibă așa o carieră de business fulminantă fără a avea suportul, un suport de la Moscova? Și dacă vorbim despre Moscova, despre cine vorbim acolo? Deci în ianuarie 2016 am solicitat și am obținut copiile la actele de constituire la Energocapital de la Camera Registrării de Stat din Moldova. Ei ca să obțină licență sau reînregistrată Moldova. Contractul de constituire din 10 octombrie 2014. Pe 25-27 septembrie 2014, adică cu două săptămâni înainte de asta, ministrul de atunci a economiei, domnul Adrian Candu, a fost cu o vizită la Moscova. Și s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt și de la Gazprom și de la Ministerul Energeticii. Deci presupunerea mea este că tovarășul Candu a fost în Moscova la coordonare. Pentru că vă dați seama, schema Moscovei cu livrarea gazului în Transnistria este pentru a finanța acest regim separatist. Uh-huh. Și toți banii care încasează Tiraspol Transgazul din vânzarea gazului, inclusiv pentru producerea energiei, se duc în bugetul separatist. Schema asta, de fapt, ia o parte din banii ăștia și îi trimite în offshore-uri și, respectiv, mai puțini bani ajung în bugetul separatist. Asta, în principiu, ca și cum eu nu cred că ai destabiliza situația din stânga Nistrului, nu? Eu nu cred că Moscova era interesată să destabilizeze situația în stânga Nistrului. Pe de altă parte, Moscova era interesată să corupă elitele politice de la Chișinău, ca să fie loiale Moscovei. Iată asta, cu siguranță, da. Vedem și fraudele care au loc la Moldova Gaz. Deci schema asta, ea nu umfla pentru noi prețul la energie, ea practic se împărțeau banii care proveneau din vânzarea gazului în stânga Nistrului. Putem admite că Moscova nu a știut la acel moment despre toată complexitatea schemei și că de fapt aranjamentele s-au făcut de către această Carina Țurcan, care avea o funcție importantă la RAO US și putea să influențeze niște chestii, putea să convingă conducerea instituției. Noi am văzut că mai târziu Carina s-a ales cu un dosar penal, apropo, nu de mult a fost condamnată la 15 ani pentru spionaj în favoarea Republicii Moldova. Nu e clar acolo ce fel de documente a transmis ea. Putea să se întâmple influența la nivelul ei și să nu cunoască mai sus? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Tarifele la gaz în stânga Nistrul, cine le aprobă? Administrația prezidențială sau era o perioadă de așa numit era implicat, guvern. Este clar. Deci cu siguranță în stânga Nistrului este plin de agentură rusească. Și nu doar acolo.
Și să nu știe administrația prezidențială ce se întâmplă cu prețurile, cu tarifele la gaz în Stânganistru, asta e exclus. Doi, gazul livrează Gazprom. Deciziile la Gazprom, nu vă supărați, ele se iau cu tot în altă parte, în administrație de la Kremlin. Interrao, acționar majoritar statul, Federația Rusă. Iarăși, să ne închipuim că nimeni din Interrao nu cunoaște despre ce n-a raportat, e absurd. E absurd, e exclus. Mai departe, Federația Rusă, eu ferm convins că are suficient agenți de influență și aici în Republica Moldova. Noi avem o serie de instituții și întreprinderi de stat implicate în tot acest proces. Camera Registrării a înregistrat compania Energocapital aici. ANRE a acordat licență. Energocom și Ministerul Economiei au aprobat, au semnat acest contract. Banca Națională supraveghează sectorul bancar și vedea cum banii pleacă în offshore. Exact. Serviciul Prevenire Combatere Spălării Banilor. Procuratura Generală care nu a luat atitudine. Deci este absolut evident că în careva din structurile astea, oricum Federația Rusă ar fi aflat. Da, un dosar penal totuși s-a pornit. Un dosar penal, el de mai demult, din 2013 a fost pornit, ne spun cei de la procuratură. Pe alte chestii legate de situația din regiunea Transnistreană, noi ne-am speriat când am văzut răspuns la procuratură că investigau și război și formațiuni paramilitare și trafic de armament, dar în toate aceste investigații au descoperit schema Energocapital și au dejungat într-un alt dosar. Deci în 2015 deja exista un alt dosar care se referea doar la Energocapital. Asta în perioada în care Plahotniuc era oarecum deja destul de influent în Republica Moldova. Nu știau ei peste cine se bagă și de asta au deschis dosarul penal? Nu, despre dosarul din 2013, de care se povestește în investigație, eu nu cunosc. Mă rog, el înțeleg că e oarecum separat. El chiar ține de Securitatea Națională. Probabil, da. Probabil în cadrul investigațiilor care le-au făcut procurorii, au găsit și au dat de urmele și aceste scheme. Ofițierii SIS au făcut investigații. Ești administrat probe. Da. Bun, informația asta nu este în spațiu public și de aceea mi-e greu să spun ce. Dar ce pot spune eu cu certitudine că noi în 2016, în iulie, cu domnul Parlicov am fost la procuratură. Ați fost audiați în acest dosar, nu? Exact. Și acolo am prezentat, practic, toate materialele suficiente să-ți dai seama că este vorba de o schemă de deturnare de fonduri. Procurorii, la acel moment, în 2016, deja erau subordonați regimului controlat de Plahotniuc. Și evident că ei n-au deschis niciun dosar. De fapt, știți, eu am o... Nu. Harunjan, procurorul general atunci, în 2016, a spus că este dosar penal pe Energocapital. Da. Este, a fost, era, și informație era în presă. Dosarul exista. Deși procurorii au spus oficial că experții n-au dat niciun material, nimic, s-au răzgândit, nu știu ce. Și toată presa lui Plahotniuc atunci a făcut știri din asta. Un dosar penal era, dar era în baza informațiilor oferite de către ofițerii SIS. Deci, informația era, dosarul era în baza... nu a declarațiilor experților, dar în baza probelor acumulate de SIS. Așa. În cadrul acestui dosar, dacă înțelegem noi corect, noi nu cunoaștem ce s-a întâmplat, noi din păcate n-am mai putut găsi, da, de urma acestui dosar penal, am vorbit cu mai mulți procurori care s-au ocupat de dosar, înțelegem că dosarul a dispărut în mod subit când s-a transferat procuratura dintr-un sediu în altul, dar noi am intrat în posesia unei înregistrări audio, care demonstrează că cel puțin unul dintre cei doi care discutau, ori Melnic, care a fost pe atunci consilierul lui Șefciuc, președintelui nerecunoscut din Stânganistul lui Șefciuc, ori Andronache, erau interceptați de către autorități. Având probele, având o groază de dovezi, da, de ce nu au avansat? Dacă toți au pornit să facă un dosar penal. Este absolut evident că... Deci noi avem, în primul rând, ne uităm ce s-a întâmplat. Avem o coordonare extraordinară între mai multe instituții de stat. Da? În 3 zile, ANRE le dă licență. Ministerul Economiei, condus de Candu, favorizează anume această companie. Cu dânși trebuie să semnăm contract. Adică stai un pic, dar ce nu semnăm direct cu centrala, cu Moldavska Gres? De ce nu ne adresăm la acționari din Rusia? Nu, trebuie cu intermediar. Cine? Banca Națională supraveghează domeniul bancar și Energocapital avea contul la Victoria Bank, care tot era al lui Plahotniuc. Serviciul Prevenire Combaterea Spălării Banilor, ei verifică orice tranzacție
suspectă, dubioasă și acolo se transferau milioane de dolari. Deci Procuratura Generală refuză să deschidă dosar penal. Deci avem o coordonare între atâtea instituții de stat. Procuratura a deschis un dosar, dar n-a făcut nimic pe el, pentru că el n-a avansat, s-a pierdut. Rezultat este? Condamnări sunt? Nu s-a întâmplat nimic dosar. Noi nu știm dacă a avut cineva calitate de învinuit în dosar. Tu ai atâtea structuri de stat care nu intervin, care au instrumente și nu intervin și nimeni dintre ei nu încearcă să blocheze. Care este concluzia? Înseamnă că ele sunt coordonate dintr-un singur centru de comandă care are putere de influență. Înseamnă că cineva care ia deciziile politice. Cine controla atunci deciziile politice? Procuratura. Da, cu procuratura e clar cine controla. Respectiv, el e beneficiarul. Vreau să discutăm despre această înregistrare pe care am auzit-o în cadrul investigației. Foarte dur. Deci termenii pe care îi folosește și cum se laudă Andronache, cum a reușit să îi distrugă, să îi îndoaie, cum spune el, pe cei de la Union Fenosa. Și parcă dă un fel de raport în fața acestui consilier al lui Șefciuc, Melnic. Cum era posibil să se întâmple astfel de lucru atât de grave, un astfel de șantaj? Și despre asta să nu se cunoască. De ce au tăcut cei de la Fenosa? Nu cred că Andronache era portalul Melnic, mai degrabă era o discuție între doi parteneri. Uh-huh. Pentru că pe partea dreaptă a ministrului Plahotniuc, prin influența sa în diferite organizații, instituții de stat, a făcut așa fel ca Energocapital să fie furnizorul de energie. În stânga ministrului Șefciuc a făcut așa încât tariful la gaz oferit pentru Energocapital ca să producă energie a fost redus de la, deci Moldavska Egres îl primea cu 151 dolari jumate, mie de metri cubi, Energocapital a primit cu 129 jumate. Gazul ea e mai ieftin, dar energia o vins la același preț. Da. Aici era. Deci erau două parteneriate, stânga ministrului Șefciuc, partea dreaptă Plahotniuc, coordonările. Respectiv Andronache cu cetățeanul celălalt, cu Melnic, putem să-i considerăm parteneri, nici de cum nu raporta. Înțeleg, accentul era pe faptul ce s-a întâmplat în aceste negocieri. Ceea ce vedem noi, de fapt, în aceste negocieri, că interesul consumatorilor și statul Republica Moldova în aceste negocieri îl apără o companie privată cu fondatori din altă țară. Adică nu procuratura, nu ANRE-ul, nu, eu știu, Serviciul Prevenire Spălării Banilor, Banca Națională, nimeni, furnizorul privat de energie, ne apără nouă interesele și nu vrea să semneze cu o firmă căpușă. Deși căpuș. Oarecum tot bravo. Cu cine semnează și cu cine de la... Da, dar până totuși la ei au tăcut. Ei au semnat cu traderul de stat, cu Energocom. Da. Și aici ar fi interesant să ne spună directorul de la Energocom de atunci, directorul interimar. Eu sunt sigur că el cunoaște cine stă în spate și ar putea da și depoziții. Problema e că deocamdată nu avem încredere în organele noastre de anchetă. Asta era următoarea mea întrebare. Nu cred că va veni. Aproape nimeni din cei cu care am vorbit noi și au fost implicați, au participat la cele negocieri, nu vor să vorbească. Deși acolo înțeleg că s-au întâmplat lucruri destul de dure și dacă sursele noastre spun că în anii următori cam tot așa au decurs aceste negocieri pentru semnarea contractelor în care apărea intermediarul Energocapital, tot cu șantaj, tot cu presiune asupra companiei furnizoare de energie, care furniza energie electrică, dar toți încă mai tac. De ce le este frică? Sau unde este reținerea? Cel mai probabil că motivii sunt două. Prima, nu au coloană vertebrală. Uh-huh. Și doi, nu au încredere în organele noastre de anchetă, în special în procuratură și în instanțele de judecată, că știți cum, multă lume vrea să vorbească, vrea să aducă probe, dar când tu nu ești sigur că va ajunge la o finalitate, mai bine aștepți situații mai bune. Uh-huh. În același timp... Dar se poate face acum ceva? Sau dumneavoastră veți întreprinde ceva acum? Noi putem să aflând facem... că acest dosar penal eu cumva a dispărut, s-a evaporat. Am încetat să mai acord timp acestui dosar din simplu motiv că înțelegând că aici pe interior, în Moldova, nu te aude niciun fel de structură de stat și nimeni nu e interesat să pună capăt. Am discutat cu colegii din România și ne-am adresat la Comunitatea Energetică Europeană, la Secretariatul Comunității Energetice Europene și la Comisia Europeană, care în ianuarie 2017 a înaintat Republicii Moldova un ghid privind achiziția energiei electrice.
să facă licitații. Deci până în 2017 noi nu aveam legislație cum să procure energia. Și după ce a apărut acest ghid, a dispărut intermediarul. Exact. Deci noi am mers sistemic și am lichidat orice fel de posibilități să mai apară tot felul de intermediari. Da, dar cei care au fost implicați și au organizat schema... În fiecare an se organizează licitații. Deja intermediarii au dispărut. Și atunci mi-a pierdut orice interes. Și atunci a fost un fel de licitație, pentru că informațiile pe care le avem noi sunt că au existat cel puțin două oferte. Oferta de la DTEC din Ucraina, în 2015, aia despre care vorbește Andronache, că a făcut presiuni și... Nu au fost licitații. Nu licitații, bun. Au avut două oferte, da? Deci au fost o ofertă la DTEC, care era mai redusă. Nu știu dacă DTEC era în stare să livreze în acel moment, ținând cont de conflictul care era în Ucraina și acest... cum se numește? Interdicție de a vinde în exterior energie electrică până luna mai 2015... Exista încă, nu știu dacă putea DTEC să câștige licitația sau să livreze volumele necesare Republicii Moldova, dar o altă ofertă mai mică exista. Deci oferta era cu 5 întreg și 8, așa dacă mi-amintesc eu bine din memorie. Era mai mică. E greu să mă expun asupra acestui fapt, pentru că nu am acces la documentele, la ofertele cele. Trebuie să fie o corespondență. Poate, nu știu, acum ministerul ar putea ridica corespondența să vadă. Poate într-adevăr și-a fost. Dar, bun, este cert faptul că având control asupra la toate instituțiile de stat, Plahotniuc cu Andronache au fost interesați să-și împingă compania intermediară lor. Cum a fost prejudiciat de această schemă cetățenii? Prejudiciul a constat în faptul că banii care i-a încasat Tiraspol Transgaz din vânzarea gazului, chiar și la cele tarife subsidate, n-au ajuns către Moldova Gaz și către Gazprom, dar au plecat în offshore. Deci aici e destul de complicat să determini prejudiciu. Prejudiciu a fost adus companiei Moldova Gaz. Practic. Noi, consumatorii, nu am fost direct prejudiciați prin facturi. Deci noi n-am simțit o creștere de preț. Adică... Pentru că nu este o schemă clasică. Înțeles. De exemplu, cea din 2008, pe care acum a fost reluată o urmărire penală, legată de Dodon și tot de Plahotniuc. Acolo era simplu. Din Ucraina cumpărau cu $40 megavatul și ne-o vindeau nou cu 53. Da? E clar. Ei mai ieftin, vinzi mai scump. Schema Energocapital funcționa diferit. Nu plătești materia primă. Energia o vindeau la același preț. Eu am solicitat informații de la Ministerul Economiei atunci în 2015 să văd cu cât ne vedea Moldavska Gras până la schema Energocapital și cu cât ne vedea Energocapital. Dacă țineți minte, prim-ministru Valeriu Streleț spunea că, iată, intermediarul ăsta vinde puțin mai ieftin. Da, cu 0,35. Mi-a întrebare, stați un pic, dar aici lucrează în minus, da, ei ne fac binefacere. Și înseamnă că logica era că, pur și simplu, din Transnistria i-au dat în jos tariful la gaz. Și avem două componente, iată. Moldavska Gras ne vindea cu $68 megavatul, Energocapital cu $67,75. Tipul și simplu a ieftinit tariful la gaz care îl dădea Tiraspol Transgazul. Mai puțini bani ajungeau în bugetul separatist și o parte, vreo 30-40 de milioane de dolari, plecau în offshore și se împărțeau între Plahotniuc și Șefciuc. Înțeleg că schema a produs cele mai mari prejudicii tocmai stânganistrului, pentru că acolo au fost cele mai mari supărări că bani nu ajungeau în bugetul lor și nu aveau bani ca să cheltuie pentru pensii și salarii. Prejudiciul a fost adus... întreprinderii Moldova Gaz, care pune semnătura pe facturi și rămâne datoare către Gazprom. Evident, dar asta se întâmpla întotdeauna din toate schemele. Da. În momentul în care a apărut intermediarul, banii nu se mai duceau în bugetul lor din care ei cheltuiau pentru întreținerea regiunii. Da, dar plecau în afară. Mi-a tras atenția încă o chestie foarte interesantă în toată această schemă, că ea a pornit în noiembrie 2014. O lună, cum să zic, cumplită, sângeroasă pentru Republica Moldova. Tot atunci au fost date și garanțiile de stat, s-a produs furtul miliardului. Tot atunci s-a pornit și schema asta cu Energocapital. Ce s-a întâmplat cu ei în acea lună? Se pregăteau de sfârșitul lumii să ia tot acum, că pe urmă cine știe după alegeri ce se întâmplă? Știți cum, regimul care a fost controlat de Plahotniuc, el putem să-l asemănăm cu o mizile care ne miresc pe un copac, pe frunză și ei mănâncă practic
toate frunzele până nu rămâne nimic. Deci ei nu produc ceva, nu au interesul să dezvolte țara. Scopul lor este să vadă unde sunt fluxuri financiare și unde pot pune ei ceva intermediar să se înfructe de acolo. Iată și tot. Și au găsit posibilitatea asta că hai să furăm din gaz din stânga Nistrului și să punem intermediarul nostru. Iată care era... Adică asta era un fel de modus vivendi, un fel de mod de acțiune și interesul la această bandă de criminali care se aflau la guvernare, care au pus mâna pe putere. Dacă nu se intervina cu acel regulament sau ghid care spuneați dumneavoastră în 2017, schema ar fi funcționat? Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Acolo unde nu există reguli, unde nu există transparență, evident că interesele corupte duc la aceea că apar tot felul de intermediari. Și de aceea noi am discutat cu partenerii europeni din simplu motiv că ei pot impune condiționalități atunci când semnează acorduri de finanțare. Și hai să implementăm regulile de piață europene în domeniul energetic, să aducem mai multă transparență și mai multă claritate. Ce și cum se face? Antronache, cum credeți? Ce rol a avut aici în schema asta? Era pur și simplu un delegat al lui Plahotniuc să rezolve problemele sau a fost și parte, așa, și beneficiar? Eu nu știu care erau relațiile între Andronache și Plahotniuc. Probabil că el nu era subaltern, mai degrabă un fel de junior partner. Mladший partner, cum spun rușii. Presupun că avea și el o parte din profiturile acestei companii. Lucrul ăsta se poate foarte ușor de verificat. Orice bani lasă urme. Da? Banii ajungeau pe conturile la Energocapital în Victoria Bank, pe care Plahotniuc a răscumpărat-o de la Platon folosând bani din furtul miliardului. Da? Din Victoria Bank plecau la acest Ornamental Art Limited, care avea conturi în celebra ABLV, da, în Letonia, care a fost lichidată. Și la furtul miliardului. Da, se dispersau mai departe. Deci dacă urmărim fluxul banilor, cu siguranță vedem cine și ce a profitat și cât și unde. Mai avem speranțe ca pe acest dosar să se revină și să fie pedepsiți cei care au organizat schema și au prejudicat? Să răspundem la întrebarea asta, trebuie să înțelegem. Dar noi avem astăzi în Procuratura Generală sau Specializată sau Procuraturile Specializate procurori care sunt gata să-și facă misiunea onest. Adică e vorba de curaj? Au ei susținere să meargă să conducă această investigație? Și noi suntem gata să-i ajutăm cu mare plăcere. Eu mai discut cu câțiva procurori care încearcă să miște. Eu cel puțin am observat că după alegerile parlamentare, cumva funcționarii onești în instituțiile noastre de stat încearcă să respire un pic mai ușurat. Dar evident că atunci când tu ai 1 la 10 sau 1 la 20 cinstit și restul trebuie să-i curăci și să-i ilustrezi, e foarte greu să ai o instituție eficientă. De acord. Probabil că e bun îndemnul ăsta al dumneavoastră. Sper că procurorii o să privească emisiunea și o să apară cineva curajos să reia acest dosar. Și eu sunt sigură că în momentul în care și guvernarea va face niște mișcări și poate niște schimbări și în ANRE, pentru că cel puțin unul dintre personajele din investigația noastră este acum unul dintre directorii Andrei, domnul Calmâc, poate dacă s-ar mai face curățenie și acolo, ar apărea mai mulți oameni care să vorbească despre aceste scheme care au știut și care pot oferi mai multe detalii și poate și probe. Eu am să adaug aici doar două chestii. Da, scurtuț. Am fost recent la Procuratura Generală pentru că s-a reluat dosarul pe schema cu importul energiei, da, în 2008, da, cu implicarea lui Dodon și al lui Plahotniuc. Senzația mea din interacțiunea cu procurorii este că aceste mișcări politice de a reforma justiția, din păcate, nu sunt privite cu ochi buni. Absolut deloc. Lumea este dezamăgită și demotivată. Deci există o lipsă de viziune cum se fac lucrurile și mai degrabă asta seamănă cu o răfuială între clanurile. Înțeleg, dar pe dosarele astea concrete... procurorii care le administrează din interiorul instituției. Înțeleg, dar procurorul care administrează un dosar concret poate să facă un dosar bun și să demonstreze că se întâmplă și lucruri bune acolo, dincolo de reglări de conturi sau ce se mai întâmplă. Domnul Tofila, adică încurajăm să lucreze, chiar dacă lucrurile nu, atmosfera nu chiar prielnică. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Asta probabil este ultima ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus din acest an. O să revenim cu investigații în anul nou. Pregătim investigații tari, bune,
și care sperăm să schimbe lucrurile în Republica Moldova. Să aveți o seară frumoasă!